Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la ultima ediție de data aceasta. Știi cu cine votezi? Alin Stan este numele meu, iar invitatul din această seară este domnul Ciprian Florescu, candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria Târgu Jiu. Bună seara, domnule Florescu, și Bună vă seara! mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Cu mare drag vă mulțumesc și eu pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Bună seara le spun și celor care ne urmăresc și să dea Dumnezeu să fie de bun augur această ultimă emisiune. Și pentru mine și pentru dumneavoastră. Așa să fie. Domnule Florescu, gata, am întors clepsidra, mai sunt câteva picături de ore apă sau deja, câteva ore câteva până ore. când punem stop și dăm start vot. Cum a fost campania până acum? A fost o campanie, n-aș spune obositoare, ci foarte încărcată de emoția de a reuși să ajungi pe la cât mai mulți oameni, pe la cât mai multe case, prin cât mai multe cartiere. Din fericire am reușit să ne organizăm de așa natură încât pot să spun astăzi că în proporție de, nu știu, 97-98% am reușit să atingem întreg Târgu Jiul. Au mai rămas câteva zone punctual. Îmi pare tare rău că nu am reușit să ajung și acolo pentru că ar fi fost, dacă vreți, semnalul pe care l-aș fi putut da, un semnal care să însemne pentru fiecare dintre cetățeni certitudinea că odată ce voi reuși să câștig alegerile și să devin primarul municipiului Târgu Jiu, săptămână de săptămână voi merge și mă voi întâlni cu oamenii sau voi vedea care sunt problemele pe fiecare cartier în parte. Una peste alta, însă suntem mulțumiți de faptul că am ajuns în mare parte prin Târgu Jiu, ne-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni. Modul în care am fost primiți ne încurajează și ne dă speranțe că vom fi câștigători la sfârșitul zilei de vot. În aceeași măsură, însă, sunt fericit că am văzut care sunt principalele probleme cu care se confruntă municipiul Târgu Jiu și principalele doleanțe ale cetățenilor. Sunt oameni simpli, mulți dintre ei sunt oameni care nu au pretenții uriașe. Sigur că ceea ce ei solicită ține mai mult de administrarea municipiului Târgu Jiu decât de dezvoltarea acestui oraș. Proiectul meu s-a concentrat foarte mult pe teme care înseamnă dezvoltarea municipiului Târgu Jiu, mai puțin pe zona de administrare, pentru că am considerat și am spus-o în fiecare emisiune aproape, a administra un oraș nu trebuie să stabilești printr-o temă de campanie electorală, ci trebuie să-ți faci treaba, trebuie să-ți faci jobul, pentru că asta este menirea ta, ăsta este rostul tău ca primar al municipiului. Și atunci, sigur că mulți dintre cei care au văzut programul meu de dezvoltare a municipiului pentru următorii ani m-au întrebat ce am de gând cu Târgu Jiul dacă mâine voi fi primarul municipiului. Ce am de gând cu gardurile, ce am de gând cu parcurile de joacă, ce am de gând cu drumurile, ce am de gând cu, mai știu eu, pompele de apă și așa mai departe, de prin cartiere, ghenele de gunoi, platformele subterane, dacă vrem să continuăm proiectele respective de înfrumusețarea orașului și de dotare cu mobilier nou stradal. Și cam asta am spus fiecăruia dintre oameni, astea sunt mărunțișuri, sunt detalii atât de ușor de rezolvat, încât nu mi-am permis să le bag într-o broșură care expune programul nostru de dezvoltare. Astea sunt chestiuni curente, chestiuni care țin, așa cum vă spuneam, de administrarea orașului. Până la urmă, primarul trebuie să îi pună foarte bine la punct pe cei care se ocupă de aceste aspecte și ele trebuie să vină de la sine în rezolvarea lor. Altfel, am încercat să le explic cam cum vrem să arate municipiul Târgu Jiu peste câțiva ani, pentru că, așa cum am mai spus și la dumneavoastră în emisiune, Târgu Jiul, eu unul mi-l doresc să reprezinte întâi de toate o casă frumoasă, bine aranjată și curată pentru noi cei care trăim aici, dar în aceeași măsură vreau să fie o casă primitoare și de asemenea curată și aranjată pentru turiștii pe care îi vreau un număr cât mai mare în orașul lui Brâncuș. Avem tot ceea ce ne trebuie, avem și infrastructură, avem și obiective turistice, avem atracții care pot oricând să dea semnalul în serviciile de turism către doritorii de a vedea această urbe.
și trebuie să muncim pentru chestiunea asta. Vreau foarte mult ca municipiul Târgu Jiu să devină un furnicar în ceea ce privește turiștii care vor veni să vadă ce avem noi mai de preț aici la Târgu Jiu. Din discuțiile pe care le-ați avut cu cetățenii din municipiul Târgu Jiu, își doresc aceștia într-adevăr o schimbare? Foarte mulți. Foarte mulți din cei cu care am discutat au invocat această schimbare. Motivând pentru că, n-aș spune surprinzător, deși curajul pe care l-au arătat în a aborda acest subiect mă face să sper într-o sinceritate aproape absolută a lor. Nu oricine se simte comod să discute în campania electorală despre o schimbare. Însă i-am văzut foarte, foarte încurajat sau auto-încurajat în a-și expune opțiunea, pentru că da, fiecare dintre ei a făcut comparații cu ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Dacă până în 2017 Târgu Jiul a fost administrat de reprezentanții Partidului Social Democrat și s-au văzut multe schimbări în bine în municipiul nostru, plecând de la partea de curățenie, partea de administrare și continuând cu obiective îndrăznețe realizate, nu decât primul care îmi vine în minte este stadionul municipal, o perlă investițională în orașul nostru, și multe altele, sigur că da, vorbim de modernizarea unităților de învățământ, de dotarea lor, de implicarea administrației publice locale, inclusiv în dezvoltarea rețelei medicale, rețelei de sănătate. Ei, dacă asta se întâmpla până în 2017, mulți oameni cu care am discutat îmi spun, din 2017 încoace nu s-a mai întâmplat nimic. Orașul a intrat așa într-o stare latentă, într-o stare de inactivitate. Nu se mai vede nimic. Au crescut deja mormanele de gunoaie în jurul ghenelor. Nu se mai ocupă nimeni. Apar probleme legate de furnizarea apei. Nu se implică nimeni. Mai știu eu ce probleme. Groapa de gunoi pe care dumneavoastră ați prezentat-o într-un serial aproape și pe bună dreptate, justificat, emană niște mirosuri care creează un disconfort colosal celor din proximitatea depozitului ecologic de deșeuri menajere, da, și iar nu se implică nimeni. Adică nu poți, ca primar, nu poți să spui nu este treaba mea, nu este treaba mea că nu e apă în oraș, nu este treaba mea că miroase groapa de gunoi, nu este treaba mea că nu se colectează la timp deșeurile din cartiere. Ba da, este treaba primarului. Primarul trebuie să se ocupe de tot ceea ce înseamnă municipiul Târgu Jiu între granițele sale, că de aia este primar. Primarul trebuie să discute cu operatorii, chiar dacă ei sunt privați. Primarul trebuie să se implice și atunci când este nevoie să scoată, folosim ghilimelele, biciul și să îl aplice acolo unde e nevoie de corecturi, de ajustări ale comportamentelor unora sau altora care nu sunt dispuși să muncească pentru oraș. Până la urmă, toate aceste servicii sunt plătite. Sunt plătite de primărie, sunt plătite de cetățenii municipiului Târgu Jiu, iar cetățenii municipiului Târgu Jiu trebuie să beneficieze, dincolo de servicii, de un confort. Un confort pe care astăzi, din nefericire, nu-l au. Și dacă tot a venit vorba de groapa de gunoi, vreau să vă spun că am discutat cu colegii mei din echipa de campanie, din stafful nostru, și le-am spus că îmi doresc foarte mult să merg în zonă. Să merg în zona din proximitatea depozitului ecologic și să discut cu oamenii. Vreau să vă spun că am fost acolo, sigur că da. Unii dintre ai noștri erau relativ temători, pentru că un astfel de disconfort îi duce pe cetățeni în stări de nervozitate poate extremă. Sunt câteodată. Extrem de nervos. Pentru că, vă spun, au copii, au și ei aceleași îndeletniciri ca un cetățean din centru, vor să-și scoată hainele afară la aerisit, vor să-și scoată copiii la joacă, vor să... Sigur că da. Să știți că am întâlnit majoritatea celor cu care am discutat, au dat dovadă de o decență extraordinară și de o înțelegere și de o înțelepciune foarte, foarte accentuată. Le-am explicat cam cum stau lucrurile și am spus, nu este posibil această groapă, atunci când a fost creată acest depozit,
se numește ecologic. El când a fost realizat, a fost realizat în conformitate cu toate avizele și cu toate cerințele Uniunii Europene sau Comisiei Europene. Nu poate, nu are voie să creeze disconfort. Înseamnă că ceva se întâmplă. Fie procesul tehnologic nu este respectat, fie, există unii care au alte gânduri pe acolo decât să proceseze așa cum trebuie și să asigure căptușirea corectă a malderelor de gunoi menajer care sunt depuse acolo. Până la urmă, mai puțin mă interesează cine se face vinovat. Pe mine mă interesează să o rezolvăm. Și foarte mulți mi-au zis: dom'le, dacă ne promiteți că o luați de aici, că o mutați, că o închideți și o faceți în altă parte, noi vă votăm. Și le-am spus și mulți au înțeles. Haideți să încercăm întâi să vedem ce se întâmplă cu modul de exploatare. Pot să vă promit următorul lucru. Lăsați-mă o perioadă de grație de 3, 4, 5 luni de zile să vedem dacă atunci când mă implic eu, lucrurile intră într-o normalitate. Și asta se va putea vedea seară de seară, dimineață de dimineață. Dacă lucrurile intră în normalitate, înseamnă că într-adevăr eu nu am avut dreptate și procesul tehnologic n-a fost respectat. Dacă vom vedea că într-adevăr, nici după ce mă voi implica, lucrurile nu se schimbă în bine pentru cetățeni, este clar că altă soluție nu va fi. Deși există niște contracte, însă nu poți să-ți permiți să lași un operator în acest domeniu. Practic, să pună în pericol în considerare varianta de a muta de acolo. În prima instanță vreau să văd exact ce mi se spune, care sunt condițiile din contract, care sunt parametrii la care trebuie să se ajungă și cum trebuie să se exploateze corect această groapă. Și aici eu vă spun la modul cel mai sincer, nu voi sta de vorbă cu cei care se ocupă aici local. O să solicit o întâlnire cu cei care se administrează firma respectivă, operatorul, la nivel central. O să discut cu ei și o să vedem ce este de făcut. Refuz să cred că un proiect ecologic care a primit toate avizele și care este implementat și în state europene cu succes, la Târgu Jiu nu poate să aibă succes. Refuz să cred. Dar dacă într-adevăr încăpățânarea mea se va dovedi că nu este justificată, atunci sigur că vom lua în calcul inclusiv o închidere, o sigilare a ceea ce a mai rămas acolo. Sigur vom discuta și pe marginea contractului să vedem ce este de făcut. Până la urmă, confortul cetățenilor este primordial și pentru el trebuie să ne zbatem. Apropo de cetățeni, revin un pic la ziua votului de duminică. Dacă ne raportăm la contextul epidemiologic în care ne aflăm, credeți că prezența la vot va fi mare? Mi-e teamă că nu va fi mare. Mi-e teamă că mulți dintre cetățenii municipiului Târgu Jiu, și cred că acest fenomen se va întâmpla în întreaga țară, vor considera că este mai importantă securitatea lor medicală, sănătatea, și vor renunța să-și exercite acest drept constituțional. Acum, eu vă spun ceva. Urmărim la televizor, pe buletinele de știri, pe televiziunile centrale, inclusiv dumneavoastră în media locală, ați prezentat niște măsuri care au fost impuse de instituțiile abilitate. Că vorbim de guvern, că vorbim de autoritatea electorală permanentă, că vorbim de Ministerul Sănătății. Aceste măsuri vor trebui respectate. Vom vedea în ziua votului dacă ele pot fi respectate, dacă tot materialul cu care trebuie să se lucreze în ziua respectivă este la dispoziția cetățeanului. Eu mi-aș dori foarte mult ca oamenii să iasă la vot și să-și exercite acest drept, pentru că ar dovedi că îi interesează de municipiul Târgu Jiu. Indiferent cu cine votează, indiferent în ce direcție își trimit votul, e important să vedem că oamenii vor cu adevărat să se simtă că ei sunt cei care intervin în soarta orașului. Dacă mă întrebați și m-ați întrebat și vă spun strict opinia mea, probabil că va fi o prezență mai redusă la vot decât în celelalte exerciții electorale. Cu o părere de rău aș spune,
nu în ideea că ar afecta partidul nostru, pentru că nu putem să știm ce formațiune politică sau ce candidat va fi afectat. Nu știm cine va avea dorința de a merge la vot, nu știm cine își va exercita votul. Însă mi-aș dori foarte mult ca prezența să fie mare, tocmai pentru a da și legitimitate viitorului primar și, pe de altă parte, să vedem intenția de a te implica a cetățeanului sau de a se implica a cetățeanului în viața cetății. Până la urmă, știți cum este, mulți zic nu mă mai duc la vot că sunt dezamăgit. Nu știu dacă dezamăgirea poate să-ți dea vreo speranță. Atunci când te duci la vot, ai o mulțumire sufletească. Dom'le, eu am încercat. Am încercat să schimb, am încercat să fac să fie mai bine. Dacă n-o faci, s-ar putea să ai oarecum remușcări civice. Să zici, bă, uite, iar a ieșit ăsta, eu puteam să fac o schimbare. Există acest risc. De aia este bine fiecare dintre noi să meargă la vot. Este un drept constituțional, nu este o obligație, adevărat, ca în alte state, dar dacă vreți, este o obligație morală pentru fiecare dintre noi. Să dovedim, să ne dovedim nouă că într-adevăr suntem interesați de această urbe pe care fiecare și-o dorește mai curată, mai frumoasă, mai dezvoltată, cu mai multe locuri de muncă, cu multă viață, cu mult tineret care să dea culoare acestui oraș, care până ieri putem să-l desenăm în culori de alb, negru sau gri. Da, trebuie să le spunem oamenilor că toate secțiile de vot sunt dotate cu dezinfectant de mâini, de suprafețe, măști de protecție, adică măsuri sunt luate și lumea ar trebui, sunt anunțate. Da, și lumea ar trebui să iasă totuși. Sigur că la vot, pentru că trebuie să ne exercităm acest drept măcar o dată la 4 ani. Așa este. Mi-ați vorbit mai înainte de stadion. Avem și niște spații acolo. Ce destinație le-ați dat dumneavoastră? Domnul Stan, acele spații pot fi împărțite în mai multe categorii, să spunem, în funcție de utilitate. Sigur că sunt unele dintre ele pe care le poți închiria unor servicii publice de concentrate. Este o anumită zonă, chiar discutam zilele trecute cu domnul viceprimar Aurel Popescu și cu alți cunoscători ai zonei respective, nu ar afecta și nu ar încurca absolut cu nimic derularea activităților sportive sau activităților de altă natură conexe, să spunem, evenimentelor sportive. Sunt zone care, haideți să le numim office, care pot oricând să găzduiască activitatea unor servicii publice de concentrate sau pur și simplu servicii publice din administrația publică locală. Eu, dacă mă întrebați, aș fi ridicat problema asta în ceea ce privește mutarea unor servicii publice de genul permise și înmatriculări sau pașapoarte. E doar o propunere, e doar o idee. Sau direcția taxe și impozite, sau, nu știu, sunt o mulțime de servicii publice destinate cetățenilor care foarte ușor de acolo, din kilometru zero practic al orașului, cu o parcare relativ generoasă la subsol, ar putea să deservească în condiții foarte bune anumite chestiuni care țin de doleanțele cetățenilor. Un alt sector din stadionul municipal, sigur că poate să aibă o destinație comercială. Poate să găzduiască activități de gen ale anumitor firme care sunt dispuse să vină și să închirieze acolo. Pot găzdui foarte bine, nu știu, și activități din zona alimentației publice. Lucrurile se pot împărți, așa cum v-am spus, pe domenii de activitate. În așa fel încât, pentru că asta este esențial, în așa fel încât acest obiectiv extrem de important pentru Târgu Jiu, dar în aceeași măsură și destul de costisitor la capitolul administrare, trebuie să producă bani. Nu putem să stăm cu această perlă în mijlocul orașului și să o lăsăm să nu producă nimic. Este la mintea oricui că un astfel de obiectiv poate să aducă venituri.
sigur, unii spun, vom organiza spectacole, e cu totul și cu totul altă discuție. Nu vorbim de evenimente ocazionale, vorbim de activități de zi cu zi, activități cotidiene. Inclusiv serviciile publice pot foarte bine, dacă nu sunt ale primăriei, să plătească anumite chirii și aici, sigur că discuția nu poate să se ducă spre sume exorbitante, pentru că nu este cazul, dar care să însemne și o întreținere a sectorului respectiv. Am înțeles că s-a tot încercat, s-a scos la licitație, da, o dată, de două ori. Ultima dată nu s-a prezentat nimeni. Da, e păcat, e păcat, pentru că sunt convins că acest stadion poate să se transforme ușor, ușor într-o atracție pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu, și în afara activităților sportive. Adică foarte bine, acea esplanadă care arată minunat în fața primăriei Târgu Jiu, poate să fie, de ce nu, o zonă de promenadă pentru tineri, poate să găzduiască, știu eu, o terasă, două, trei, zonă de alimentație publică, toate acestea la evenimentele sportive sau de altă natură, să-și întrerupă activitatea sau să-și o restricționeze într-un anumit sens, acela de a nu comercializa băuturi alcoolice. Soluții sunt, trebuie să te implici un pic și să cauți cele mai bune variante. Eu nu zic că asta voi face, dar trebuie să discut cu cei care lucrează în primăria Târgu Jiu, cu cei care știu foarte bine ce înseamnă administrarea unui astfel de obiectiv și dacă soluțiile cele mai bune sunt astea pe care vi le-am spus sau altele cu care vin, pot veni alții, ele trebuie aplicate și trebuie aplicate repede. N-are rost să o tărăgănăm, pentru că, iată, sunt luni bune de când acest obiectiv a fost inaugurat și el nu produce nimic, el doar cheltuie. Ori, în atare condiții, stai și te întrebi dacă mai are vreo utilitate, mai ales că o echipă de fotbal avem, sigur, dar asta este în situația întreb, în care ce este. Facem cu sportul. Aici eu vă spun, este una din mizele uriașe pentru care mă voi bate, pentru că târgujienii sunt consumatori aviz de fotbal, de handbal, de basket. Fotbalul rămâne indiscutabil fenomenul sportiv numărul 1, sportul rege. Trebuie, Târgu Jiu-ul trebuie să aibă o echipă de fotbal. Nu se poate, nu există așa ceva. Târgu Jiu-ul are și tradiție, Târgu Jiu-ul poate să-și formeze și o pepinieră proprie, avem liceu cu program sportiv care poate să genereze talente și să șlefuiască talente pentru echipa mare. Trebuie să avem o echipă fanion și, sigur, echipa emblemă a municipiului nostru este Pandurii Târgu Jiu, indiscutabil. Această emblemă îmi doresc din suflet să continue să trăiască și să aducă tot mai mulți spectatori la stadion atunci când, evident, se va permite, pentru că la acest moment pandemia, iată că a lovit și fenomenul sportiv. Stadionul este probabil atracția numărul 1 pentru târgujieni din toate punctele de vedere, și arhitectural, și din punct de vedere al utilității, și din punct de vedere al evenimentelor care se pot organiza acolo. Ne vom gândi foarte bine și ne vom axa foarte mult pe ceea ce putem să facem în stadion pentru a-l exploata și, repet, pentru a produce bani cu care să poți să-l întreții. Că tot vorbim și de stadion și de multe alte lucruri, aș vrea să ne legăm un pic și de partea asta turistică, pentru că un turist, când vine la Târgu Jiu, poate să meargă să vadă și arena sportivă. Sigur, care este una dintre cele mai frumoase, operele lui Brâncuș. Nu știu, va avea șansă municipiul Târgu Jiu să aducă cât mai mulți turiști și nu doar să rămână 30 de minute, o oră, ci doar să se cazeze aici vreo 2-3 zile, să putem aduce bani în orașul ăsta? Da, da, este un obiectiv de-al nostru și noi, în afară de faptul că l-am anunțat ca fiind un obiectiv prioritar, am indicat și cam ce vom face pentru ca municipiul Târgu Jiu să devină o destinație turistică atractivă, nu de tranzit, ci de ședere. Vom încerca să implementăm și sunt convins că vom și reuși să implementăm la nivelul municipiului Târgu Jiu o noțiune care în Occident este foarte la modă și care a prins foarte bine și la doritorii din țară. Este vorba de conceptul de city break.
acest City Break, pe care îl vom promova, evident, pe platformele turistice, pe platformele specializate, are menirea de a da posibilitatea turiștilor din afara municipiului Târgu Jiu să vină timp de 2 nopți, 3 nopți, asta însemnând 3 sau 4 zile, să se cazeze aici, să mănânce aici și, evident, să vizualizeze obiectivele turistice din zona respectivă, din zona noastră. Nu e greu să găsești, deși câteodată e dificil să găsești spații de cazare libere într-un anumit weekend, nu e greu să găsești un restaurant sau o terasă, un local din zona alimentației publice care să-ți ofere mâncare de calitate. Ceea ce este mai greu este să creăm acele circuite turistice pe care turistul să le accepte ca provocare și pentru care să cheltuiască bani. Și atunci, sigur că, întâi de toate, trebuie să ne gândim la cum vom crea aceste circuite turistice. Am discutat cu colegi de-ai mei, unii mai specializați în așa ceva, ce ar însemna pentru un turist care vine din afara țării la Târgu Jiu, în cele 3 zile sau 4 zile pe care le petrece în municipiul nostru, să aibă posibilitatea să facă un circuit turistic care să includă, evident, operele lui Brâncuș și alte obiective de prin centrul urbei noastre, dar în aceeași măsură să aibă posibilitatea să vadă și cheile Sohodolului și să poți să-i oferi și acolo anumite servicii de alimentație publică, de cazare, de ce nu, sau mai știu eu ce agrement, să aibă posibilitatea să se îndrepte și spre Muzeul Arhitecturii Populare de la Curtișoara, care pentru foarte mulți turiști poate fi o atracție maximă, să se poată îndrepta și spre mănăstirile din județul Gorj, să se poată îndrepta și spre Hobița, spre locul de naștere a lui Constantin Brâncuș, pentru că sunt într-adevăr obiective foarte atractive. În acest sens am discutat foarte mult cu primarii din zonele apropiate municipiului Târgu Jiu, mă refer la Peștișani, Runcu, Lelești, Bumbești Jiu, nu știu. Și am discutat și cu, probabil ați aflat și dumneavoastră, cu, sper eu, viitorul primar al municipiului Craiova. Cu Lia Olguța Vasilescu, pentru că proiectele noastre pot dezvolta întreaga regiune. Și în momentul în care ai dezvoltat întreaga regiune, deja oportunitățile și provocările pentru un turist cresc consistent. Ce înseamnă pentru un turist să vină să aterizeze pe aeroportul internațional din Craiova, să-și lege circuitele turistice fie de Târgu Jiu, fie de Râmnicu Vâlcea, fie de Turnu Severin, fie, mai știu eu, de Slatina, dar de regulă să meargă spre aceste zone care sunt atractive din punct de vedere turistic. Acum, nu că suntem noi gorjeni, dar cred că stăm cel mai bine la capitolul ăsta. Ce am discutat cu Lia Olguța Vasilescu? Să creăm acea punte pe care nu o poate crea decât Constantin Brâncuș, născut în Gorj, cea mai mare operă a sa la Târgu Jiu, dar mare parte din creațiile sa, sau o parte din creațiile sale la Muzeul din Craiova. Dacă un doritor, un turist care vine să vadă obligatoriu sau neapărat detalii legate de viața și de activitatea lui Constantin Brâncuș, nu poate să excludă nici Craiova, nici Târgu Jiu din itinerarul său, pentru că aceste două entități administrative sunt legate de acest mare geniu, de Constantin Brâncuș, și s-ar putea ca acest lucru să însemne foarte mult în viitor și pentru Gorj, și pentru Dolj, și implicit pentru întreaga regiune Oltenia. Altfel, ne-am gândit și la tineri, pentru că și tinerii au nevoie de viață frumoasă, de viață colorată în sensul frumos al cuvântului. Ne-am gândit să organizăm festivaluri, evenimente stradale, teatru stradal, un festival de jazz. Mulți ar spune că jazzul nu prinde. Le spun celor care sunt așa îndoiți în ceea ce privește succesul unui festival de jazz, nu sunt un consumator de jazz, însă le-aș sugera să asculte un concert sau un festival, o evoluție a unor trupe de jazz live. Sunetele și modul în care evoluează sunt extraordinare.
atrag chiar și un neconsumator tradițional de astfel de muzică. Într-adevăr, relaxează foarte mult. Și relaxează și te trimite așa într-o zonă de liniște sufletească. Eu am avut ocazia, vă repet, nu sunt un consumator al genului respectiv, însă am avut ocazia să urmăresc un concert live al lui Mai Godoroja și trupa sa și am rămas încântat, aproape îndrăgostit de modul în care ei abordează acest gen muzical și cum îl expun publicului. Orice diletant, să zicem, în ale jazzului poate să fie cucerit și să devină un pasionat al acestui gen. De asemenea, vrem să organizăm anual un festival de film de scurt metraj la Târgu Jiu, pentru că din ce am discutat și eu cu cei din domeniu, cei mai pricepuți, un astfel de festival nu există în Europa de Est, ar putea fi o poartă deschisă larg pentru turiști care sunt, știu eu, iubitori ai acestei arte și, sigur, dacă reușim să-l organizăm și să-l organizăm la nivel respectabil, sunt convins că iubitorii acestui gen vor veni și vor vizita Târgu Jiul, măcar pentru acest festival. Voi insista foarte mult, asta este o chestiune a mea de suflet și cred că în mare parte copiii vor fi foarte fericiți. Voi insista pe organizarea anuală a Târgului de Crăciun. Vreau un peisaj de poveste în centrul Târgu Jiului și nu numai, pentru că există posibilitatea să organizăm și în alte puncte ale municipiului Târgu Jiu feeria sărbătorilor de iarnă să arate așa cum trebuie și în municipiul nostru, pentru că sunt probabil clipele în care uităm până la urmă și de răutăți și de greutăți și de ranchiună și parcă atunci când vine Crăciunul, când vin sărbătorile de iarnă, parcă devenim și noi un pic mai buni. Da, se întâmplă asta. De asemenea, și cu asta închei, de asemenea vrem să organizăm puncte selfie place în oraș. Sunt acele 3D-uri la care pot să-și facă fotografii turiștii, ceva genul I love Târgu Jiu sau iubesc Târgu Jiul sau pur și simplu Târgu Jiu, un logo. Avem și acum, dacă nu mă șel, nu? L-am văzut ceva cu un slogan al unui candidat la o funcție locală, dar eu nu vorbesc despre astfel de chestiuni, ci vorbesc despre selfie place-uri în conceptul creat și exploatat în toată lumea modernă, în toată lumea civilizată. Pentru că toate marile orașe ale Europei și ale lumii au astfel de selfie place-uri. Tinerii vreau să fie, să se simtă vii, să se simtă atrași de acest oraș, să nu mai plece și, dincolo de distracție, evident, să aibă unde să lucreze, să aibă locuri de muncă, să aibă servicii medicale de calitate, să aibă posibilitatea să studieze la școli de elită și așa. Astea sunt toate chestiunile care sunt prinse în programul nostru. Aici am gânduri foarte frumoase pentru municipiul Târgu Jiu. Nu toate, poate că nu toate ideile mele sunt cele mai bune și cele mai oportune, dar din fericire m-am înconjurat de oameni excepționali, oameni și tineri și cu experiență, care au o perspectivă a dezvoltării municipiului Târgu Jiu și pot privi peste ani cam cum ar trebui să arate municipiul nostru. Apropo de tineri și de plecatul lor în alte orașe mari și în străinătate, știm cu toții care este motivul de ce pleacă. Sigur. Cum am putea să atragem noi investitori la noi în oraș? Și aici ne putem lega atât și de infrastructură rutieră și de multe alte lucruri. Așa este. Infrastructura rutieră pe undeva se leagă de ceea ce înseamnă rețeaua rutieră și a județului și de rețeaua rutieră națională, dar trebuie să o dezvoltăm și pe a noastră. Acum, miza nu numai a mea și a președintelui Consiliului Județean și a parlamentarilor noștri, mai ales a domnului deputat Weber, care s-a zbătut foarte mult pentru acest proiect, este realizarea drumului expres Târgu Jiu-Craiova,
o arteră de viteză care ar putea să lege municipiul nostru de aeroportul internațional din capitala din Bănie, tocmai în ideea de a facilita tranzitul între cele două localități în regim de viteză și de siguranță, evident, al turiștilor sau al cetățenilor sau al investitorilor care vor să vină să vadă Târgu Jiul. Ăsta ar fi un prim lucru pe care l-ați punctat foarte bine. În altă ordine de idei, sigur că administrația publică locală are posibilitatea să vină cu anumite facilități, să spunem, în ceea ce îi privește pe potențialii investitori străini, însă aici abordarea mea va fi diferită față de ceea ce s-a întâmplat până astăzi. Adică nu-mi doresc să vină neapărat un investitor care să creeze 300 de locuri de muncă și să fie plătite toate cu salariul minim pe economie. Îmi doresc să vină un investitor serios, un investitor care are o afacere profitabilă și care nu se gândește la un profit imediat, ci se gândește la o sustenabilitate a activității pe punctul de lucru de la Târgu Jiu pe care l-ar deschide. Atunci, din discuții, negocieri, trebuie să rezulte o atitudine pozitivă a respectivului angajator în ceea ce privește ridicarea plafonului salarial și renunțarea la ideea că e mai bine să-l plătești cu salariul minim pe economie pe muncitor. Angajații trebuie să fie respectați, trebuie să fie stimulați, trebuie odată și odată și din acest punct de vedere să ajungem să gândim așa cum gândesc occidentalii. Iar patronii occidentali, bine, ei sunt cu tradiție, capitalismul la ei e de sute de ani, la ei lucrurile stau altfel. Am văzut foarte multe afaceri de familie care se rostogolesc aproape de un secol, decenii, aproape un secol, moștenire lăsată la copil, la nepot, la strănepot și așa mai departe. Afaceri care, sigur că da, produc pentru o familie, pentru două, pentru trei familii, unele s-au extins, unele au rămas la același nivel, dar m-a frapat faptul că cei care administrează respectivele afaceri nu se gândesc neapărat la profitul imediat. Da, asta ține sigur și de mentalități. Întâi de toate se gândesc să-l mulțumească pe client, să-l mulțumească pe angajat, să-l stimuleze pe angajat și să evite un gând potențial al angajatului de a părăsi firma respectivă și de a pleca spre concurență. E un mod sănătos de a gândi, cred, și ar trebui să-l implementăm și noi. Da, bine, asta ține mai puțin de administrația publică locală, asta ține mai mult de atitudinea celor ce se numesc antreprenori. Da, bine, și investitorii trebuie sprijiniți într-un fel sau altul. Sigur că da. Pentru că altfel, dacă nu oferi anumite condiții bune, optime, nu va veni, se va duce în altă parte. Dacă sigur, nu... datoria noastră este să-i oferim o parcelă sau un teren pe care să-și dezvolte hala sau ce are el nevoie, asta dacă vorbim sigur de oameni de afaceri care investesc în producție, în zona de producție, și mi-aș dori foarte mult ca producția să reînvie în municipiul nostru. La loturile respective, administrația publică locală să ducă toate utilitățile, că vorbim de apă, de canal, de gaze, de energie electrică și așa mai departe. Și, sigur, partea de rețele de drumuri, care de asemenea trebuie să interconecteze investitorii cu restul punctelor de interes pentru ei. Asta este treaba administrației. Restul, sigur că, ține mai mult de partea privată, de cei care vin și investesc. Sunt convins că în maxim 2 ani de zile vom reuși să aducem la Târgu Jiu firme puternice care să dezvolte afaceri în așa fel încât să crească numărul locurilor de muncă și, repet, să crească valoarea salariului pe care un angajat poate să-l primească. E esențial, pentru că astfel se va crea o concurență și între agenții economici. E suficient ca un agent economic puternic să vină cu o ofertă sănătoasă angajatului, atunci încet, încet va trage după el și alte firme, alți investitori, alți agenți economici care vor dori până la urmă să-și păstreze forța de muncă, pentru că forța de muncă nu este chiar atât de stufoasă la noi în Târgu Jiu. Să nu uităm că o perioadă dispăruse tema lipsei locurilor de muncă și apăruse tema lipsei forței de muncă specializate. E, încet, încet această concurență ar putea să aducă acel plus de valoare de care are societatea nevoie în zona angajator.
Aș vrea să vorbim un pic și despre domeniul sănătății. Este un domeniu destul de sensibil, o temă mult discutată în spațiul public. Cum arată sistemul sanitar acum și cum credeți că va arăta în perioada următoare? E drept că în ultima perioadă Consiliul Județean Gorj a investit foarte mulți bani în dotare, în modernizarea secțiilor și la modernizarea secțiilor un aport l-a avut inclusiv Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, care mai ales în perioada de pandemie a venit cu un sprijin consistent în zona aceasta care interferează cu bolnavii COVID. În aceeași măsură vă mărturisesc că primăria poate să susțină prin parteneriate cu Consiliul Județean dezvoltarea unor noi secții și vă voi spune, pentru că deja avem două proiecte în plan, dezvoltarea de noi secții sau modernizarea secțiilor existente, sprijin financiar, legislația permite, sprijin financiar în parteneriat cu Consiliul Județean pentru modernizare, dotare cu aparatură, cu diferite chestiuni care sunt necesare actului medical performant. Eu, discuțiile pe care le-am avut cu președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, le-am direcționat în zona două proiecte pe care vrem să le implementăm, chiar în Spitalul Județean, evident în parteneriat cu Consiliul. Este vorba despre o secție de radioterapie dedicată bolnavilor oncologici. Probabil cei care din nefericire sunt în astfel de situații sau au apropiați în astfel de situații știu foarte bine în punctele în care se fac astfel de tratamente sunt liste de așteptare, punctele respective se află la sute de kilometri de Târgu Jiu, cred că cel mai apropiat este la Craiova și de aia am considerat, este ideea unuia din viitorii consilieri municipali, Tibi Tătaru. El a spus că e chiar necesar un astfel de compartiment de radioterapie pentru cei în suferință. Am agreat imediat ideea, am și inclus-o în planul nostru și am și discutat cu președintele Consiliului Județean, care și-a dat acordul pentru o eventuală colaborare în acest sens. Și un alt proiect, tot din zona medicală, este vorba despre o secție de 26 de paturi de îngrijiri paliative dedicate oamenilor care au ajuns la o anumită vârstă, se află în imposibilitatea de a primi îngrijiri acasă. Această secție poate să-i găzduiască și să le ușureze puțin bătrânețea sau starea de sănătate precară, o situație pe care nu o poate gestiona poate cineva acasă sau nu are cine să o gestioneze în ceea ce îl privește pe respectivul bolnav. Acestea sunt proiectele legate de colaborarea cu Consiliul Județean pentru Spitalul Județean. Vom continua, sigur, să alimentăm, să contribuim la modernizarea altor secții, pentru că, repet, legislația ne permite, dar ne gândim foarte serios și la modernizarea rețelei de cabinete școlare. Și aici vreau să venim cu un plus în ceea ce privește rețeaua de psihologi școlari, pentru că mai discutam eu într-o emisiune chiar cu dumneavoastră, cred, fenomenul ăsta de bullying în școli este tot mai prezent, sigur că da, violență juvenilă, pe fondul probabil distanțelor care separă părinții de copii, mulți părinți plecați în străinătate, o ușoară, haide să nu-i spunem ignoranță că sună urât, dar o ușoară indulgență în a educa nepoții din partea bunicilor. Toate aceste fenomene trebuie să dispară și să obțină un sprijin consistent din partea administrației. Administrația poate să facă lucrul ăsta, exact cum spuneam, și printr-un astfel de element, acela de a dezvolta rețeaua psihologică școlară, care, dacă lucrează mână în mână cu profesorii, cu diriginții, poate să identifice în timp util elementele care pot aduce atingere copiilor noștri în școli, în unitățile de învățământ și poate să diminueze efectele respectivului fenomen. De ce nu să ne gândim și la cabinete stomatologice pentru unele unități de învățământ, la care să fie arondate, sigur că da, mai multe unități, pentru că este și costisitor și nu știu cât este de eficient să aibă fiecare unitate de învățământ.
stomatologul său, dar insistăm foarte mult pe dezvoltarea acestei rețele medicale școlare, pentru că până la urmă sunt copiii noștri, sunt cei care mâine vor trăi în Târgu Jiu, vor crește, se vor educa în Târgu Jiu și, sigur, Doamne ajută, vor conduce Târgu Jiu după cum vor considera ei că este bine. Domnule Florescu, mai avem câteva minute la dispoziție, 5 minute, și acum vine întrebarea aia pe care eu o mai pun de regulă invitațiilor. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face dumneavoastră în cazul în care veți ajunge primar al municipiului Târgu Jiu? Primele lucruri pe care trebuie să le pun la punct sunt legate de comportamentul angajaților din primărie față de cetățeni. Relația trebuie să devină una prietenoasă. Există astfel de probleme în momentul de față? Există astfel de probleme, din nefericire, pentru că tot mai mulți oameni ne-au semnalat refuzul de a discuta, de a se discuta cu ei în primăria Târgu Jiu, uși închise în nas, atitudini ostile din partea conducerii primăriei, ceea ce, și a unora dintre funcționari, ceea ce, sigur, pentru mine nu poate să existe. Noi, ăștia care ne-am asumat că lucrăm în sistemul bugetar, suntem în slujba cetățeanului, sunt sprijinul lui, încercăm să-i rezolvăm problemele și suntem puși acolo ca să dăm sprijin total. Vreau foarte mult să readuc acea relație prietenească între cetățenii din municipiul Târgu Jiu și primăria Târgu Jiu, indiferent de servicii, direcții, nu știu, societăți subordonate sau instituții subordonate primăriei Târgu Jiu. Omul să vină către primărie știind că îi se poate rezolva în timp util problema, funcționarul public sau cel contractual să știe că dacă un cetățean vine la el, vine ca să-și rezolve o problemă, nu vine ca să-l deranjeze. Atitudinea asta trebuie readusă, pentru că ea a existat până odinioară. Și ea a existat. Nu în primărie, există foarte multe instituții ale statului. Din nefericire, da. Da, astfel de comportamente sau atitudini. Eu cât am fost, așa este. Eu cât am fost prefect, am încercat să-i conving pe cei din aparatul de lucru ai instituției prefectului să lase aerele la poarta instituției și să conștientizeze că ei lucrează în slujba cetățeanului și că cetățeanul atunci când vine are nevoie de ceva, nu vine să ne vadă ochii dacă sunt frumoși sau nu, ci vine să-și rezolve niște probleme. Dacă putem să-l rezolvăm pe loc, să rezolvăm pe loc, să nu ne apucăm să dăm termene, ca așa spune legea, că în termen de nu știu câte zile, 15, 30, 45, și legea e greșită pe undeva. Nu poți să-i dai omului un aviz în 35 de zile când lui poate îi crapă buza. Dacă există posibilitatea să se dea repede și în conformitate cu, știu eu, cadrul legislativ existent, rezolvă, nu te încărca cu fel și fel de documente de care riști să și uiți la un moment dat. Pentru că dacă le lași timp de 30 de zile, că așa spune legea că limită 30 de zile, poate uiți de el și nu ai rezolvat problema cetățeanului. Haideți să operaționalizăm puțin acest proces de eliberare de documente. În altă ordine de idei, vreau să readuc în primărie bucuria de a lucra pentru cetățean. Pentru că vorbeam zilele trecute chiar cu domnul senator Cărciumaru, fost primar al municipiului Târgu Jiu, îmi spunea, nu mai există acea atmosferă de lucru plăcută în primărie. Toată lumea este încrâncenată, s-au format tabere pe culori politice, unii vor să dea la cap altora, alții se apără. Nu trebuie să avem așa ceva în primărie. În primărie trebuie ca fiecare să-și facă datoria în conformitate cu fișa postului și să existe o relație. Nimeni nu spune să fim prieteni cu toți, că nu putem. Chimie nu există între toți. Fiecare domeniu există. Dar sigur că trebuie măcar să ne respectăm și să înțelegem că toți, în întregul ăsta numit aparat de lucru al primăriei Târgu Jiu, trebuie să muncim pentru cetățean. Dacă lucrurile astea două le rezolv foarte repede, am garanția că foarte, foarte multe reușite se vor cuantifica în dreptul administrației publice locale. Iar ca obiective, să dăm start odată și odată lucrărilor pentru centura ocolitoare a municipiului, pentru că s-a semnat, dar nu știu ce s-a semnat. Lăsați-mă să fiu sceptic. Până nu dau cu nasul de documente să văd ce e acolo și până nu văd exact finanțarea pusă pe tapet și utilajele în teren, eu nu mai cred nimic.
deci centura ocolitoare a orașului, aici vorbim de proiecte majore, Casa de Cultura Sindicatelor, care trebuie să fie și ea, și aia trebuie. Și podul de la Lainici. Sigur, podul de la Lainici deja excede competențelor noastre, dar centura, Casa de Cultură, Teatru de Vară, care poate să se transforme, să se modernizeze într-o instituție de cultură gazdă, culturală minunată, pasajele, pasarelele, cea de pe Ciocârlău, cea de pe Unirii, Calea București, care trebuie neapărat consolidate și cât mai repede, pasajul despre care am tot vorbit de prin februarie încoace, pe sub calea ferată, din zona 9 mai, Ana Ipătescu, cu ieșire și spre Dănești. Astea sunt obiectivele pe care mi le-am stabilit ca fiind prioritare. Ca mărunțișuri, și când spun lucrul ăsta, vreau să fie bine înțeleasă fraza asta, ca mărunțișuri, există și la capitolul mărunțișuri priorități. Părculețe de joacă pentru copii, mobilier stradal în cartierele care duc lipsă de bănci, de coșuri de gunoi, continuarea programului de realizare de platforme subterane pentru colectarea deșeurilor menajere. Astea sunt chestiuni care se pot face repede și care trebuie realizate aproape imediat. O ultimă întrebare, că suntem la finalul emisiunii, legat tot de primărie, că ați vorbit de angajați. Sunt prea mulți? Ar mai trebui făcute angajări? E greu să vă răspund în acest moment, pentru că nu știu exact ce înseamnă la acest moment organigrama primăriei municipiului Târgu Jiu. Mulți vor fi, n-or fi. Important e să fie eficienți. Sigur că în cazul în care vom uita... veți testa cumva, veți face o testare să vedeți care sunt cei mai... Domnul Stan, ei se testează singuri. Până la urmă, dacă reușești să ții ritmul cu ceea ce înseamnă un program de administrație publică locală modernă, mergi cu valul. Dacă nu reușești să ții pasul și ești depășit, sigur că te ceri singur afară, ca la fotbal. Adică în momentul în care ai făcut întindere la picior, nu mai poți să mergi în același galop cu partenerii. Poți să-ți revii. Dacă te tratează cineva în termen record, sigur, poți să-ți revii. Bine ați spus. Nu rolul, că rolul este și menirea, dar nu este țelul meu să mă duc și să tai în carne vie acolo. Țelul meu, vă repet, este să găsesc dialogul cel mai potrivit cu cei care lucrează în primăria Târgu Jiu, de asemenea să reușesc să găsesc acel, haideți să-i spunem, discurs motivațional care să-i conștientizeze pe fiecare dintre ei că trebuie să-și facă treaba pentru cetățeanul din municipiul Târgu Jiu și, sigur, acolo unde sunt sincope, asta ne însemnând că mă duc să fac modificări că nu-mi plac ochii cuiva, ci pur și simplu să găsim oamenii cei mai potriviți pentru pozițiile adecvate. Adică eficiența, gradul de eficiență să crească. Dacă acolo nu ai performat, poate ești bun în partea cealaltă, nu înseamnă că pleci acasă. S-ar putea să fii bun nu la patrimoniu, s-ar putea să fii bun la, nu știu, la serviciu agricol sau nu ești bun la serviciu agricol, poate că ești bun la Direcția de Protecție Socială. Nu am de gând să mă duc acolo și să dau afară sau să fac cine știe ce răzmerițe. Nu. Rolul unui manager, în primul rând, ăsta este să pună omul potrivit pe locul potrivit. În așa fel încât activitatea să fie optimă, eficientă și, dacă s-ar putea și fără cusuri, ar fi minunat. Da. Domnule Florescu, am ajuns la finalul emisiunii. Ce pot să vă zic? Succes! Vă mulțumesc pentru modul în care ne-ați permis să ne prezentăm în această perioadă de campanie electorală. Vreau să le mulțumesc și cetățenilor municipiului Târgu Jiu pentru căldura și pentru modul în care ne-au primit prin cartierele orașului nostru și aș vrea să le transmit un lucru acum la final de campanie electorală. Cuvântul de ordine în ceea ce privește relaționarea mea cu fiecare cetățean în parte a fost sinceritatea. Dacă am reușit să-i conving că vreau într-adevăr binele orașului, am și eu convingerea în aceeași măsură că vor vota Ciprian Florescu. Dacă n-am reușit să conving, probabil că nu am reușit să mă fac bineînțeles, dar bună intenție, bună voință, putere de muncă și dragoste față de Târgu Jiu am și voi avea cât voi trăi.
Vom vedea ce se va întâmpla duminică, ne vom întâlni săptămâna viitoare, vom să vedem în ce postură. Exact, în ce postură, da. Și o să dezbatem și rezultatele. Vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de mine. Și eu vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături. Este ultima emisiune pe plan electoral, știi cu cine votez. Noi de săptămâna viitoare o să ne revedem cu o altă emisiune. Dar până atunci, duminică este ziua în care trebuie să vă alegeți conducătorul orașului, al județului. Mergeți la vot într-un număr cât mai mare, indiferent de culoarea politică pe care o aveți, și votați. Contează extrem de mult. Până săptămâna viitoare să aveți un weekend liniștit și numai bine!